Gata, am intrat pe centură. Centura proaspătă făcută. Aici la Todoruț, la Ghiroda. Și mergem până în capăt. Acum nu știu, să vedem dacă mă ține bateria la telefon. Pot să țin și cu două mâini, man, dacă asta, sau pot să schimb mâinile. Mi-am luat cameraman care e sub acoperire, nu vrea să știe lumea cine e. Centura nouă, hai să vedem cum e. N-ai mai fost amice, nu? Uite că apare și pe Waze acum. Apare și pe Waze, acum verific. Ce ciudat mi se pare. Aici e Ghiroda în dreapta, nu? Casele noi. Bistra, pădure, teren de case. Poți să filmezi și casele. Stai puțin să văd așa. Am luat și eu telefonul puțin în mână. Traversează orașul de o parte în alta. Încet, tiruri. Nu vrei să fac încă nicio depășire. Sperăm că nu vor fi evenimente neplăcute pe centura nouă. Nu? Tot timpul se întâmplă câte ceva. N-am vizibilitate încă bună. Sunt băgat ăla cu mașina lui electrică, dar vine un tir din față. Hai să spălăm parbrizaționul. Și, man, acum știi unde suntem? Suntem aproape de Slavic, în dreapta. Deci în dreapta noastră e Slavic acum. Știi? Unde vezi pomii acolo? Slavic. Au pus și de asta să nu se audă. De la Ghiroda, de la Todoruț, internațional, de pe calea Lugojului. Acum mergem spre Moșnița, unde am înțeles că se intersectează cu drumul boilor, unde s-ar putea să se aglomereze puțin, pentru că nu este pod, este un sens giratoriu cu drumul boilor. Acum ascultă și eu să văd dacă e așa cum cred și eu. Zice câte minute aveam, amice? 5. 5. Speram să ducă 10. Am memorie în telefonul ăla. Pentru
închise, care e gata. Poți să-l filmezi așa puțin, știi? N-am cronometrat la ce ori am intrat pe centură. O să cronometrăm la întoarcere. Vedem câte minute durează să venim din partea aia altă până aici. Nu voi face o filmare completă. Liber. Pentru că uite aici se intersectează cu drumul boilor. După 10 minute voi stinge filmarea pentru că nu am... Nu știu dacă am memorie la telefon. Și oricum, na, cam asta e în mare parte ce e mai important. Uite, tir cu număr de Arad, care merge spre... Sunt curios să văd în capăt unde ies tirurile. Ies aici la Moșnița sau ies în capăt? Uite, e foarte important. Ca să nu iasă aici la Moșnița, știi? Că atunci dacă ies aici la Moșnița și merg pe Liviu Reprianu, nu au făcut mare șmecherie. Nu? Da, 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 clar. Deci trebuie să mergă până în capăt. Uite, văd că acolo merg până în capăt. Da, da. Aici e un pod destul de mare. Se intersectează cu drumul care duce spre Moșnița. Cei din Moșnița se plâng că se formează ambutăiaje acum, ceaba asta. Nu, amice? Uh-huh. Așa e. Pasaj DG 592. Dar nu se vede stânga-dreapta, interesant. Nu vezi stânga-dreapta. Uite aici ce-au făcut, deja e o blocat. Na, amici, aici care are prioritate? Care vrea? Nu, aici stai și eu. El intră. Da, dar de multe ori e bine să-i lase iasă. 100%. Dacă ai multe mașini în spate și nu poate să iasă, ia aia. 100%. Numai să nu fie amețit, să nu... Depășire. Uite casa lui Andrei în stânga. Wow, am văzut casa lui Andrei, Bărmiu. Andrei, dacă vezi filmarea, ți se vede foarte bine casa de pe centură. Aici ce e un not ceva, nu înțeleg. Se poate ieși și pe aici. Interesant. Și unde ieșim aici dacă ieși? Pe o stradă din Moșnița. Nu am vizibilitate maximă ca să pot să efectuez depășirea. Pare complet, complet. Mai este un pod aici, fii atent. Da. A, dar încă n-am ajuns la drumul cu Urseni, stau? Sau ăsta-i? Cu pod până la urmă peste Urseni, mă? Peste drumul de la Urseni? Apar n-am vedem acum ce pod e asta. Că știu cu forți discuții mari cu Urseniu. Hai să vedem. Nu-mi zic că a făcut pod, mă, peste drumul de la Urseni. Asta se văd acum dacă ăsta-i. Sau e calea ferată aici, amen. Pasaj. Aici e calea ferată. Aha, aici se întâlnește cu drumul de la Urseni, vezi? Exact, da. Și zice că nu poți să iei Urseni sau Giroc, uite, dreapta. Aici a fost discuție mare. Dar nu aici, amen. Nu e aici. Aici cred că vor să facă în viitor, să facă drumul. Da. Exact. Vor să-l lege cumva. Exact. Mai în față cred că e sensul ăla. Nu cred că mai în față. Știi unde a fost? Cred că acolo ne-a zis eu că e Moșnița, de fapt acolo te duci cu te urcete. Acolo? Cred că da. Păi nu mai e unde față. Da, față, me... ajungem în șaguri. Așa mult s-o schimba că nu mi-am dat seama. Da,
men, da, ăla era drumul. Cum eram eu imit unde ieșim, unde duce. Ăla ducea, era calea Urseni și ducea spre uzina de apă de pe calea Urseni. Exact. Morabița 62, Timișoara Sud. Că nu-i gata, adică încă mai se lucrează unele chestii pe ea, din ce observ eu, nu? Da. Uite aici, oi, vaci, ce mai este? Aici suntem în capăt de giroc, man, tu îți dai seama? Da. Revenim cu altă filmă, altă filmare, da. Acum o luăm din partea cealaltă, de la zona Polonă. Filmez puțin, nu foarte mult, ca să aveți puțin așa o idee, probabil până la podul care leagă drumul spre Morabița. Ce observ e că nu există bandă de urgență. Dacă e unul oprit sau îi se strică la unul mașina, e gravă situația. Nu? Amici? 100%. Hai, observ eu. Întorc aici, exact aici întorc. Au făcut și urme deja. Bate soarele. Cred că după ziua asta să vină zile de alea ploioase, multe. O să fie un septembrie ploios. Nu înțeleg de ce au închis aici ieșirea asta. Știi, aici trebuia să iasă ăștia cu tirurile. Hai, gata, mie, ce poți să stingi. Sper că via